așa cum se cuvine. Chiar dacă ideologic vă despărțiți, sunteți în altă parte. Nu știu, doamne, în 2012 eu știu că eram împreună ideologic. Eram în USR. Deci nu cred că ideologia contează în astfel de moment. Mulțumesc. Da, mi-l aduc aminte așa cum era domnia sa tot timpul, echilibrat, bine dispus și veșnic tânăr. Și nu vine nici mie să cred, am avut impresia că domnul Chindu o să trăiască tot timpul și o să fie lângă noi tot timpul. Și e un moment destul de trist să-ți dai seama totuși că nu mai e pentru noi. Și sper ca tot ceea ce ne-a spus, toate momentele care le-am trăit alături de dânsul, de când eram copil de 5 ani, stăteam pe genunchi, să mă călăuzească și pe mine și pe ceilalți colegi. Am început să lucrez ca medic și când l-am cunoscut domnul Chintu și ca pacient și când îi spuneam că e mai sănătos ca mine și nu mă credea, dacă vreți, asta e mai amuzant. Și în rest sunt amintiri care nu vreau să mi-l amintesc cât era de viu. Și vreau să rămână în sufletul meu mereu viu. Mulțumesc frumos!